Deci mi-a spus să trec a doua zi dimineața la micul dejun, să stăm de vorbă. Și m-am dus la hotelul Unirea și pe la ora 9, cred că am ajuns, 9:30. Eu n-am dormit toată noaptea de emoție, vă dați seama. Și am așteptat până la 10, am așteptat la 10:30, s-a închis micul dejun și pe la 12 a apărut o șleachtă de pletoși care alergau către un autocar. Mai coborau și fete și... Păi era o nebunie, cum... Și eu am alergat după ei la autobuz, la autocarul care pleca și am zis lui Nicu, păi ai spus să vin să stăm de vorbă despre măști? Și el a zis, da, ce a fost o petrecere, dar hai cu noi că avem concert la Bacău și îmi povestești pe drum. Și după aia te întorci, îți dau eu bani să te întorci cu trenul la Iași și nu știu ce. Ei, m-am suit în autocar, lumea a dormit până aparte, atunci am stat de vorbă mai mult cu Ovidiu, cu Țăndărica, care a fost foarte primitor cu mine, un tip foarte simpatic. Și am mai stat de vorbă. Ceilalți nu m-au băgat în seamă, am ajuns la Bacău, parcă, și acolo a spus, zice, nu, acum avem concertul, vorbim după. Și după aia de la Bacău am ajuns la nu mai știu unde. Tot apucam să-i spun părți din planul meu, pentru că pusesem la un curs de etnografie și folclor și am văzut măștile populare. Și am venit cu niște idei legate de personajele lor sau ei să poartă acele măști. Și a zis, îmi place foarte tare ideea și a zis, de ce nu vii cu noi? M-a întrebat cum e cu facultatea, am zis că nu prea vreau să fac, eu vreau să dau la regie, dar stau acolo. Și mi-a zis, dacă n-ai chef să faci facultatea, nu te duc, nu mai. Hai că vedem noi. Și uite așa am ajuns dintr-un noiembrie parcă, am ajuns înspre octombrie, am ajuns undeva la Timișoara. Și acolo toată lumea a spus, bun, acum hai să apucăm să facem măștile. Era un concert programat la Sala Olimpia din Timișoara în număr de zile. Și ne-am dus la abatorul din Timișoara să cumpărăm coarnele pentru măști. Așa văzusem eu măștile acolo. A fost doar impulsul imaginativ, pentru că restul a trebuit să inventez pe loc. Și nu-ți spun că măștile respective, coarnele respective nu erau foase. Și s-a împuțit tot acolo. Mirosea la, stăteam la mama lui la Muti, la mama lui Nicu. Nicu era la Tuși, dormea la Tuși. Și eu stăteam la doamna Tamara, care m-a asistat. Dar mi-am împuțit casa, trebuie să fierbe malea, să scoatem. După care mi-a adus o mașină de cusut să cos mantiile pe care trebuia să le vopsim în niște chestii argintii. Și mi-aduc aminte că puneam în sobar, era o chestie sidefie, argintie, așa, o vopsea de sobe, și o băgam într-un borcan și stropeam cu aspiratorul. Era un sistem de... Așa, s-a stricat aspiratorul, am suflat cu gura să termin alea. Cred că a fost prima dată când m-am drogat ca un rolac, pentru că inhalam tot felul de prostii. Oricum, n-am dormit, știu că n-am dormit foarte multe zile și foarte multe nopți și am cusut degetarele pe pantalonii lui Ioji, care avea... Deci a fost o nebunie. Mircea Baniciu povestește, pentru că el stând în Timișoara, el mai venea din când în când, mă mai ajuta cu cererile directe. Povestește la un moment dat Mircea Baniciu în un interviu despre toată nebunia asta cu făcutul măștilor acolo. Și am ajuns la momentul concertului. Erau două concerte prevăzute, unul la 7 și unul la 9, sau unul la 6 și unul la 8. Un prieten de-al lor foarte bun de la aeroport, știu că a adus niște lumini pe care le-a luat de la aeroport și a spus că trebuie să le ducă înapoi, că mai aterizat în niște avioane și trebuie să... Oricum, o poveste... Mi-aduc aminte sigur că era foarte amuzantă, că omul respectiv, director aeroportului, nu mai aduc aminte exact cum îl chema, Strâmbeanu sau... Oricum, nu mi-aduc aminte foarte. Dar știu că era o nebunie. Ideea a fost ca acel spectacol să fie un intro, se făcea pe Zoomahia, pe Incantația, se termina cu Zoom. Și a început spectacolul, a venit Moțu Pitiș, a prezentat spectacolul și pentru prima dată am auzit numele meu. Și a spus măștile și costumele acestui spectacol, Dan Chișu. După care am adormit, eu m-am trezit în zgomotul ăla, nu știu să dorm, m-am trezit în final
când era un scandal imens pentru că publicul nu vrea să iasă din sală. Pentru că ei au intrat pentru întuneric, s-a cântat, s-a terminat cu zoomafia, războiul al fiarelor, s-a stins lumina, au plecat și n-a fost niciun bis, n-a fost nimic. Și ăilalți vreau să intre, care urmau, aveau bilete la al doilea spectacol și ăștia nu vreau să iasă. Au pus porțile de handbal, a fost o mare nebunie. Nici nu mai mi-aduc aminte, clar, pentru că eram mult prea obosit, dacă s-a ținut al doilea spectacol sau nu, poate să-și aducă altcineva mai bine aminte decât mine, dar știu că am dormit și a doua zi și a treia zi. Deci asta a fost experiența mea cu costumele și măștile de la Canta Fabule.